Felicitări, Moldă. Cum este să câștigi un meci așa pe final? Frumos. E frumos, normal că e frumos. Chiar am crezut că vom putea întoarce rezultatul, pentru că și în prima repriză am încercat să jucăm fotbal. Este foarte greu să le ceri și dacă le ceri ca ei să joace lungă și pe a doua, pentru că s-au obișnuit așa. Terenul, din păcate, este așa cum este, cu multe smocuri. Așa a apărut și greșeala noastră, aproape, să zicem, singura. La Biceanu, mai fost câteva, da, în zona centrală, și am primit gol. În rest, am controlat jocul, am încercat să-i deschidem, sunt o echipă, să desfacem, este o echipă bine, foarte bine organizată și defensiv, cum am spus și înainte la Flash, o echipă foarte, foarte periculoasă când o ataci, pentru că au o tranziție pozitivă foarte bună, cu jucători cu calitate. Bineînțeles, era foarte greu să marchez pe terenul ăsta, dar până la urmă am făcut-o și normal că la 1-1 am intrat în joc. Au lipsit și copiii de mingii. Mă bucur că chiar arbitrul de rezervă mi-a spus să vezi cum, la un moment dat i-am reproșat lucrul ăsta, să vezi cum vor alerga ei în momentul în care veți egala. N-am apucat să vorbesc cu el pe tema asta în momentul în care am egalat, dar am apucat să-i spun în momentul în care am dat golul de 2-1 că ai avut dreptate. Dar asta e situația. Sunt foarte euforic, mă bucur, sunt 3 puncte mari, dar vreau să-i transmit și lui Toni Petrea, pentru că îl felicit, face o treabă extraordinar de bună, îl apreciez foarte mult ce a făcut, că a plecat de acolo, de la FCSB, și își face meseria, însă trebuie să fii mai modest. Când ai bătut la Mediaș, eu accept greșeala, accept înfrângerea, m-am dus și l-am felicitat și am urat baftă, acum la fel, m-am dus să-i urez baftă, la care el... M-aș bucura să am și o bolanul vostru. Normal că m-am enervat și am spus că, până la urmă, sau ca să revin, bolan, și noi am pierdut puncte pe final. Cu Sepsi acasă, cu Sepsi minus 88, având superioritate, dar penalti și am pierdut. Am pierdut puncte la FCSB pe final de joc, am pierdut puncte cu Botoșanu. Când n-am fost pragmatici, am pierdut puncte pe final. Am și câștigat puncte, adevărat. Dar i-am spus că, până la urmă, bolanul ajută, sau cum să zic așa, vine datorită bulanului, îți respecti fotbalul și când joci, vrei să joci fotbal, fotbalul te respectă. Noi asta am făcut. Noi am jucat fotbal pe terenul ăsta, că asta e amară. Noi am jucat fotbal pe un teren. Am încercat să jucăm, că nu ne iese mereu, pe când i-au jucat lungă și pe a doua. Asta vreau să-i transmit. Nu e normal. Adică noi trebuie să ne respectăm mai mult, pentru că nimeni nu ne respectă. Toată lumea dă în antrenori. A mai fost o situație la Liga a doua, tot așa. Dar m-a deranjat un pic și aș vrea să scot asta în evidență, pentru că chiar îl apreciez ca antrenor. Pentru că are valoare, profesionist, e foarte bun profesional, dar trebuie să mai acceptăm un pic. Că nu ne doare mâna să acceptăm această înfrângere în cazul lor. Revenind la meci, nu s-a văzut oboseala pe care o așteptam, să spunem, la Hermaș, ținând cont că ați jucat un meci în plus față de ei. Din contră, chiar Para, Gabi, n-au fost în ritm, și Popescu. Jucătorii pe care noi i-am ținut. Bine, i-am ținut în meciul de cupă, tocmai pentru a nu risca accentări, nu de alta. Pentru că, repet și am mai spus-o, ne-am dorit să mergem mai departe, n-am reușit. Pentru că echipa care a fost în meciul cu Cluj a fost echipa care a dus greu în regular. 80% era acel prim 11 sau jucătorii care au jucat foarte mult. Adică noi am avut o omogenitate, am avut un echilibru din punct de vedere al primului 11. Iar cei care au rămas astăzi n-au avut pe început ritmul pe care l-au avut cei care au jucat miercuri. L-ați pierdut pe Gabi Iancu după acel cartonaș roșu. Mai devreme și-a cerut scuze, a recunoscut că a greșit și că trebuia să facă așa ceva. Da, am vorbit și eu cu el că trebuie să înțeleagă. Suporterii adversi nu poate să te pupe. Acum, normal, vor pun presiune pe adversari, pe antrenorul advers, pe jucători adversi, dar n-ai voie să faci acea greșeală. Nu că ar ajunge el aici vreodată la Chindia, dar să aibă grijă, pentru că nu știi niciodată, reacționezi și poate peste un an echipa respectivă te dorește și suporterii nu uită. Înainte de meci erați pe loc de baraj, acum vă gândiți poate la acel play-off pentru cupele europene? Așa de repede se schimbă lucrurile? În primul rând, nu, poate nu știi, nu avem drept de a juca în cupele europene. Tot timpul am visat și visez și în cariera mea visez să mă bat la trofee și îmi doresc lucrul ăsta. Dar sunt foarte echilibrat, încerc să luăm pas cu pas. Tot timpul am urmărit fiecare meci, am și spus-o.
ne dorim să urcăm un loc în clasament după fiecare etapă. Că vom urca mai multe, asta rămâne de văzut, contează ce se întâmplă și în celelalte jocuri. Mai avem încă 6 meciuri foarte grele și nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. E o victorie mare pentru că am băgat Chindia sub noi pentru moment și mi-aș dori să fie până la finalul cu asta. În încheiere, ți se pare că echipa și-a recăpătat ritmul pe care l-aveați în toamnă? Sunt deja 5 rezultate pozitive consecutive în campionat, scoțând înfrângerea din cupă. Ca să răspund la întrebarea asta, ar însemna ca să readuc aminte de niște lucruri și nu vreau. Mulțumesc, felicitări încă o dată.